Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul Graiul Sufletului. Se spune că dacă faci o casă, sădești un pom și crești un pui de om, nu ai trecut degeaba prin lume. Cea cărei prezență sper că vă va surprinde extrem de plăcut în emisiunea din această seară, a crescut un pui de om, a sădit destui pom în livada bunicilor ei din Mehedinți, la Preșna, acolo în apropierea podului lui Dumnezeu, a făcut și casă. Pe lângă toate acestea, a mai făcut ceva la fel de important. A devenit un artist adevărat, drumul consacrării ei fiind așezat pe temeliile fundamentale ale existenței. Întinda casei de la țară, veșnic plină cu mușcate, evocă cu drag și duioșie amintirile copilăriei de acolo din munte, de la Preșna. Calcă întotdeauna cu piciorul drept înainte când are ceva important de făcut, iar numărul 13 este numărul ei norocos. O nemulțumește profund că oamenii asociază cântecul popular cu lipsa de educație, unii dintre ei. Cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani și a majoratului fiului ei, artista a lansat un compact disc special. Este special deoarece CD-ul este însoțit de un DVD gratuit care conține o prezentare etnofolcloristică și turistică a ținutului Mehedinți din care provine. Film realizat pentru Discovery Channel, ce poartă titlul Europa descoperă Mehedințul, având credința că asociind numele pe care a reușit să și-l facă în muzica populară cu prezentarea zonei din care vine, va da impuls și curaj oamenilor de acolo să-și păstreze tradițiile și costumul popular care trebuie arătate și altora. Bună seara și bine ai venit în Banat și îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea cu care ai răspuns invitației mele și pentru faptul că în programul tău atât de încărcat ți-ai găsit puțin timp și pentru mine și implicit pentru telespectatorii din Caraș. Pentru mine este foarte, foarte, foarte important ca oamenii să mă iubească. Și atunci trebuie să le răspund cu aceeași iubire. Toată această atenție necondiționată a oamenilor care vine asupra mea trebuie răsplătită. Și încerc pe cât pot eu să nu refuz niciodată un sentiment pozitiv care vine din partea oamenilor, cu atât mai mult cu cât tu ești o cunoștință veche a mea, eu am fost la tine în casă, în Reșița, m-ai primit cu atâta căldură și mi-a fost așa de bine că n-am să uit niciodată clipele acelea și ca atare mi-a făcut mare plăcere să văd ochii tăi frumoși din nou. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Se cuvenea, cred că, să încep prin a spune Hristos a înviat. Dar emoția reîntâlnirii cu tine după ceva timp m-a făcut să pierd asta din vedere și îți spun acum, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, așa se spune până la înălțare, adevărat a înviat. Doamne ajută să fim sănătoși cu toții, să ne fie bine și să înțelegem că este foarte, foarte important să trăim viața, chiar dacă uneori ea pune stăpânire pe noi și ne mână pe drumuri pe care nu ni le dorim. Bunica mea m-a învățat să las o noapte să treacă dacă mi-e greu și dimineața când răsare soarele să mă trezesc cu alt gând că oricum găsesc o cale să ies din necaz. Așa este. Cum ai petrecut Paștele? A fost cumva prințul Vlad acasă? El este sufletul și viața mea și rostul meu în lumea asta. Da, a fost acasă, a avut vacanță, am fost la țară, pentru că eu întotdeauna Paștele și Crăciunul îl petrec la Preșna, în Mehedinți. A fost minunat. Ne-am strâns cu toții și am făcut tot felul de planuri, am râs, am glumit pe seama fiecăruia dintre noi care cum au venit acasă, fiecare cu cât un defect, fiecare cu cât o calitate și atunci ne împungeam unii pe alții. Tu ești prea mică, tu te-ai îngrășat, tu nu te-ai măritat, musai să te măriți și tot așa au trecut sărbătorile, nici n-am știut când. Și cu bunica, pentru că îi mulțumesc bunului Dumnezeu, încă este printre noi și e mare lucru pentru mine. Niculina, ce anume dintre calități sau care sunt calitățile care au construit prestigiul de care te bucuri astăzi? Ce anume stă la baza acestui prestigiu de care te bucuri? Creșterea bunicilor mei și faptul că sunt foarte umană, faptul că sunt foarte dependentă de oamenii din jurul meu, nu numai de cei care îmi sunt dragi și fac parte din familie, de cunoștințe, de toată lumea. Mi-e foarte greu și mi-e foarte frică de singurătate. De singurătate și de sărăcie. Bunicii m-au crescut de așa natură încât să pricep ce înseamnă să nu ai. Și cred că de aceea prețuiesc oamenii, toți oamenii.
toți oamenii care muncesc, toți oamenii care se străduiesc să ducă o viață, o viață rezonabilă. E foarte important. Averile pentru mine și motivația financiară nu are niciun rost atâta timp cât nu reușesc să le împart cu cei dragi mie. E adevărat că cu cât urci mai sus, vântul bate mai tare? Am căutat să nu mă simt sus. Am căutat să rămân la un nivel care să mă țină legată de normalitate. Nici nu știu dacă am urcat foarte sus. Punctul meu de reper este mama. Și mama este atât de sus încât eu nu cred că am să ajung vreodată acolo. Și ca atare îmi păstrez așa undeva dedesubt de nori, dacă vrei să folosesc o metaforă. Nu urc deasupra pentru că nu vreau să pierd legătura cu oamenii, îmi sunt tare dragi. A fost greu pe parcursul anilor în care ai muncit să te afirmi să fii fiica îndrăgitei și nu știu ce cuvânt aș putea folosi vis-a-vis de doamna Angelica Stoican? Nimic nu e ușor. Mi-a fost greu de două ori. De ce? Pentru că cei care pornesc de la zero, există acest barem zero, da? Și atunci încep să urci. Eu n-am avut voie să pornesc de la zero. Eu a trebuit să pornesc de la un nivel care, greșit, cred eu, oamenii l-au pus acolo unde era situată mama mea. Și atunci nu mi-au dat voie să am un început. Nu mi-au dat acea toleranță a începutului. Când începi, greșești. Anumite lucruri nu le faci cum trebuie. Și ca atare, trebuie să înveți. Eu nu m-am putut bucura de lucrul acesta. Singura care m-a împins în față a fost mama și mi-a spus, dacă tu ai ales drumul acesta, deși ea nu și l-a dorit niciodată pentru mine, atunci trebuie să știi că e foarte greu. Și că dacă de multe ori te voi critica, poate sufletul o să mă doară, dar ție îți va fi de folos. Și eu, pentru că te iubesc, asta trebuie să fac. E adevărat că de multe ori m-a criticat și că pe vremea aceea poate nici nu înțelegeam. Nu înțelegeam ce înseamnă dorul ei pentru noi și dragostea asta nestăvilită pe care o avea. Dar am priceput după ce am devenit mamă. Nu înțelegeam ce înseamnă valoarea costumului popular, a tradițiilor și a culturii populare. Umbleam cu tot felul de brizbizuri și tot felul de adaosuri care n-aveau ce căuta. Nu înțelegeam atunci, dar am înțeles crescând și maturizându-mă. Poate și ea a încercat un pic mai devreme decât ar fi trebuit să-mi insufle niște lucruri, dar a fost foarte bine, pentru că veșnic, veșnic am avut în mintea și în urechea mea tot ce mi-a spus. Și veșnic m-am întors când m-am izbit de anumite lucruri și mi-am zis, avea dreptate mama. Este bine cunoscut faptul și tocmai am vorbit despre asta că ești fiica Angelica Stoican. Aș vrea că nu te deranjează să ne spui câte ceva și despre tatăl tău. Tatăl meu, din păcate, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este printre noi. A fost un tată mai special. Uite, și asta am învățat, să fiu îngăduitoare și să plec capul în fața părinților mei, chiar dacă tatăl meu nu m-a recunoscut. Și mama s-a luptat 5 ani prin tribunale să pot să fiu recunoscută și să-i port numele. A reușit împreună cu bunicii mei și eu i-am purtat numele până în momentul în care m-am căsătorit. A fost special pentru că dragostea lor a fost nemărginită. Iar eu cred că am primit talentul acesta de la mama și s-a acumulat, dacă vrei, cu istețimea tatălui meu. Și probabil din dragostea lor am ieșit eu. Și dacă bunica îmi spune și mama că am fost un copil bun și cu minte, nu știu ca și om de societate cât de bună și cu minte am devenit, dar știu în sufletul meu și sunt ferm convinsă că sunt o mamă foarte bună. Și atunci trebuie să-i mulțumesc tatălui meu pentru dragostea pe care i-a dăruit-o mamei mele și din care am ieșit eu.
Foarte frumos și emoționant totodată. Cred că un artist aline suferința celor din jur atunci când viața poate te mai zdruncină din când în când. Cum îți alini tu suferința? De foarte multe ori plângând. Da, plâng foarte des. Poate noaptea singură, poate mergând pe drum singură și conducând. Nu știu. În general, evit să plâng în fața celor dragi. Sunt obișnuiți cu mine o ființă puternică și pentru ei este șocant și foarte dureros. Am senzația că suferă mult mai mult decât mine, pentru că nu numai problema pe care o am eu îi încarcă sufletește, ci și faptul că clachez. Și atunci am senzația că le dau de două ori suferință. Încerc să rezolv problemele care îmi stau în putință de una singură și am observat că lucrurile acestea l-a moștenit și băiatul meu. Nu mi-aș dori o fire ca a mea pentru el, dar e copilul meu și probabil că a trebuit să ia de la mine și ce-i bun și ce-i rău. Mă ajută foarte mult ceea ce fac. Mi-a dat Dumnezeu norocul să fac ce-mi place și e foarte important. Cânt și de multe ori în preajma mea se întâmplă lucruri minunate. Dacă sufăr și cânt un cântecel care mie mi se pare că mă încarcă sufletește și mă ajută să trec peste suferința aceea, și în preajma mea sunt oameni fericiți și mulțumiți și liniștiți în momentul respectiv, mă privesc în bine și zic: oh, haideți, Doamnă, ceva vesel, că noi așa vă știm și vă cunoaștem. Și atunci, imediat, totul se schimbă și încerc să fac ce trebuie pentru cei din jurul meu, pentru că îmi dau seama că nu trăiesc de una singură și că în momentul acela sunt oameni fericiți, chiar dacă eu sunt nefericit. Și merg mai departe. Din punctul meu de vedere, ești un paradox. Nu găsesc alt cuvânt acum. E atât de sensibilă și atât de puternică. Și am senzația, am avut sentimentul de când te-am cunoscut, că dacă ți-ai pus vreodată ceva în minte, este imposibil să nu dobândești ceea ce ai dorit tu să obții. Ești un om puternic până la capăt? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Mi-am dorit multe lucruri în viață, n-am reușit să le capăt. Dar și atunci când am pierdut, m-am gândit că poate Dumnezeu are un gând cu mine. Și că drumul meu trebuie să meargă într-un anumit sens. Am căutat să nu fiu lacomă, deși de foarte multe ori am fost tentată. Am căutat să nu fiu răutăcioasă, deși am avut de foarte multe ori răutăți. Am căutat să mă trezesc singură și să mă trag singură de mânecuță. Pentru că uneori adevărul doare când cei din jurul tău îți spun: știi, nu cred că ți-a stat bine cu costumul acela. Sau nu cred că ai avut o atitudine așa cum se cuvine data trecută. Sunt un pic dureros. Mie îmi plac criticile și le accept. Chiar dacă poate în momentul respectiv am o reacție așa de, cum zice bărbatul meu, nu prea-ți conveni. Zic, da, nu prea-mi conveni, dar ce zici? Zice, nu știu. Eu zic să te mai gândești. Dacă o persoană îți spune mai gândește-te, încă una îți spune mai gândește-te, înseamnă că chiar trebuie să te mai gândești. Ceva nu e. Și știi, eu am o unitate de măsură foarte, foarte clară a ceea ce fac. Nu-mi trebuie laude și poate nici critici. Dar mă uit în preajma mea și dacă acolo unde intru, oamenii mă primesc cu un zâmbet, înseamnă că e în regulă. Înseamnă că sunt pe linia de plutire. Dacă cineva se încruntă, 1, 2, 3, și mă primesc, sau poate că nici nu mă primesc măcar, nici măcar cu privirea, atunci e un semn de întrebare pe care trebuie să mi-l pun destul de grav. Deciziile importante pe care le iei vis-a-vis de carieră sau în viața de zi cu zi sunt filtrate sau luate cu ajutorul sufletului sau rațiunea este cea care intervine întotdeauna? Nu știu dacă sunt atât de rațională pe cât par.
Sunt un om care s-a luptat cu viața și care am fost veșnic pus în gardă. Singurică m-am pus în gardă. Dar să știi că sunt, și poate colegii mei mă știu foarte bine și vreau să spun lucrul acesta, sunt mândră că fac parte dintr-o generație bună. M-a împlinit lucrul acesta, m-a ajutat să merg în față. Am avut în preajma mea oameni puternici, buni profesioniști, care m-au obligat să merg înainte. N-am avut timp să stau pe loc și atunci, și din cauza asta am evoluat, dacă vrei. Gândește-te la Andreea Voică, pentru că toți suntem în Banat. Îmi este ca o soră și o port în sufletul și în gândul meu oriunde mă duc. Și dacă scoate un CD din nou, eu sunt pregătită să iau și să cânt, să învăț cântecele de la toți colegii mei, din Iancu Sărăjan, Ionuț Fulea, Mariana Deac. Sunt o grămadă de oameni buni, oameni echilibrați. Sunt împliniți profesional, social. Și atunci... Și lucrul acesta te ajută să mergi înainte și să te formezi, să te definești ca om în societate. Ești o femeie fericită? Pentru mine fericirea este un ideal. Un ideal care se formează din mai multe lucruri. Trebuie să fii sănătos. Trebuie să fii iubit. Trebuie să fii împlinit profesional. Trebuie să fii recunoscut de cei din jurul tău, pentru că nu este de ajuns să spui tu, da, eu m-am împlinit profesional. Ce înseamnă pentru mine că te-ai împlinit profesional? Am foarte mulți bani. Nu știu dacă asta este o împlinire profesională. Fără recunoașterea celor din jur. Ca cei din jur să te recunoască, trebuie atât cât poți tu să faci pentru cei din jurul tău, câte ceva. Puțin. Sunt multe lucruri care duc la fericire și nu știu dacă le putem avea chiar pe toate. Eu nu cred. Uitându-ne în jur și văzând că se întâmplă foarte multe lucruri, foarte mulți oameni își destramă căsniciile după foarte mulți ani, care crezi că ar fi ingredientele pe care le-ai recomanda într-o eventuală rețetă a fericirii în cuplu? Nu știu, fiecare cuplu are particularitățile lui. Există prăpastii care se creează între oameni, oameni care au pornit în viață cu iubire nemărginită și pe care totuși viața a fost crudă și nedreaptă cu ei și le-a luat această iubire. Nu știu ce să-ți spun. Pentru mine rețeta căsniciei mele, dacă vrei, este Vlad. Pe noi dacă viața m-a luat de aici, pe mine și pe soțul meu, și ne-a pus dincolo, de acolo, de departe, a apărut ca o minune Vlad. Și atunci n-a mai contat nimic din ce s-a întâmplat între noi, fie bun, fie rău. Noi am avut un singur țel, o singură direcție, Vlad. Chiar dacă, cum să spun eu, pasiunea aceea a tinereții, pentru că noi avem aproape 25 de ani de căsnicie, mulțumim, Doamne ajută, a trecut. A rămas înțelepciunea, toleranța și dorința de a-ți vedea finalitatea vieții, dacă vrei. Și finalitatea vieții pentru noi. Este o căsnicie frumoasă a lui Vlad. Este o viață împlinită a lui cu copii pe care... Eu și soțul meu încercăm să ne facem planuri de genul, dragă, dar trebuie să facem o casă, noi suntem mulțumiți așa cum trăim, dar trebuie să ne facem o casă, pentru că vine pe mine nora o să zică, dar nu las dragă copiii la maică-ta și la tăică-tu, că nu au condiții, cum să se ducă să stea acolo? Și vezi, tot ce noi vrem să împlinim în viața noastră se leagă obligatoriu de Vlad. Sunt alte căsnicii care se motivează cu altceva, altele cu altceva. Sunt lucruri care ajung la final și regretele nu mai au niciun rost. Este foarte important să crezi într-un nou început. Când vine sfârșitul, clar există un nou început, obligator. Pentru că, gândește-te la viață, un om moare și altul se naște. Chiar și în familie, întotdeauna se întâmplă așa. Deci, obligatoriu pentru mine... echivalentul unui sfârșit este începutul.
Crezi că ignoranța poate fi uneori o binecuvântare? Nu. Ignoranța este, dacă vrei, eu aș asocia-o cu necunoașterea, cu lipsa de a dori să te educi, să te cultivi, atât cât poți. Nu trebuie neapărat să ajungi la nu știu ce nivel, nu trebuie neapărat să porți niște discuții elevate, nu. Dar lipsa de cunoaștere este stagnare, este lipsa de ideal. Dacă nu ai cunoaștere, nu poți să ai nici ideal. Uită-te la societatea noastră. S-a născut o societate democratică și crește încet, încet. Ne căutăm exemple. Copiii noștri își caută exemple. Dacă la noi încă, cum să spun eu, nu s-au propulsat elemente atât de pregnante care să fie, să poarte un statut și social, și moral, și etic, și cum vrei tu, ei își caută în exterior, în exteriorul țării, da? Nu e greșit. Din punctul meu de vedere, este minunat. Eu am mare încredere în felul cum gândesc și felul în care își organizează viața. Crezi că viețile noastre arată la un moment dat în funcție de alegerile pe care le-am făcut și de lecțiile pe care am venit să le învățăm? Da, obligatoriu. Viața pe care o trăim fiecare dintre noi este o oglindă a ce am ales. Dar așa cum spuneai mai devreme, gândește-te la rațiune și la suflet. Nu întotdeauna poți să fii rațional. Și atunci când sufletul alege, poate fi o greșeală. Dar nu tot ce pentru mine este greșit. Poate pentru tine poate reprezenta un principiu, da? Și atunci ce eu greșesc, la tine e un criteriu de viață. Suntem diferiți din fericire și atunci și viețile noastre sunt diferite și alegerile noastre sunt diferite și nu trebuie să ne judecăm unii pe alții. Fiecare la un moment dat a reacționat într-un anumit fel. Cum să spun eu, în afară de furt și de crimă, mai există un lucru pe care eu îl detest la noi oamenii. Atunci când ne părăsim copiii, indiferent ce se întâmplă între sentimentele noastre ca adulți, când aducem o viață pe lume și îi creăm un univers din existența noastră ca părinți, e o crimă, cred eu, să-i părăsim. Indiferent că ajungem la acea prăpastie de care vorbeam. Foarte bine, tu trăiești acolo, eu trăiesc aici. Dar lăsăm orice la o parte și ne întâlnim să vorbim despre copilul nostru. Este rodul dragostei noastre de atunci, nu de acum. Ce dacă nu mai este? Nu-i nimic. Eu și tu, pentru el, suntem mama și tata. Oricând, eu stau și mă gândesc că e minunat în lumea asta să știi că aparții cuiva. Și că, de exemplu, eu, dacă mă duc la Prejna, la mine, la țară, acolo, pentru mine, atunci lumea se oprește în loc. Toate necazurile mele, toate împlinirile, toată, dacă vrei, această poleială a vieții pe care o duc, pentru că este o poleială, o să treacă, o să ajung la vârsta la care oamenii o să mă uite, pentru că o să vină tinerii în urma mea și vor fi în centru atenției, iar eu am să apun. Ei, atunci când toată poleiala asta o să cadă de pe mine, eu va trebui să rămân niculina aceea care aparține unui loc. Locul acela trebuie să-l regăsesc, trebuie să mă duc la el, să-mi dea esență de viață ca să pot trăi și să merg mai departe. Te afli acum într-un moment extrem de important al carierei tale, adică nici nu știu la ce să mă refer în primă fază. Ești o interpretă de cântec popular, foarte iubită și îndrăgită, ești om de televiziune, mai ai timp să trăiești pentru tine? Întotdeauna am timp să trăiesc, pentru că ți-am spus că este foarte important să-ți păstrezi echilibru. Trăiesc pentru că mă raportez la familie, la oamenii dragi, la cei care au nevoie de mine,
Pentru ei eu nu sunt nici Niculina aceea care are succes cu cântecul, nici omul de televiziune, nici împlinirea aceea în cadrul universitar pe care mi-am dorit-o din tot sufletul și sunt mândră cu ea. Am terminat Facultatea de Etnologie în cadrul Universității de Stat din București și sunt extrem, extrem, extrem de mândră. Multe lucruri mi le-am lămurit în mintea mea în ceea ce privește tradiția populară și cântecul popular. Pentru ei sunt, eu știu, moșica, dacă vrei, pentru că am o grămadă de nepoți pe care i-am moșit și care au nevoie de mine. Sunt nășica pentru că mi-am nășit nepoțelul pe Mario. Pentru fiecare în parte reprezint ceva și în niciun caz ce văd acum telespectatorii. Eu sunt cu totul alta, sunt un om foarte simplu, un om care nu are o ținută foarte, așa, cum să spun eu, elaborată, dacă vrei. Nu sunt veșnic aranjată, nu prea ies din casă, întotdeauna umblu în pijamale largi și lălâi și al meu bărbat zice, domnule, zice, e ceva de groază de când intri în casă și până ești pe ușa, numai în pijamale. Să zic, da, ce vrei, asta e, mie îmi place, mă simt bine. Sunt un om foarte simplu și iubesc simplitatea asta pe care am primit-o din educația bunicilor mei. Atunci când luminile reflectoarelor se sting și te retragi în colțișorul tău despre care ai vorbit că fiecare avem un colțișor în care ne refugiem, atunci când rămâi singură cu tine, la ce te gândești? Singură. Sunt de foarte multe ori singură pentru că asta e viața pe care o trăiesc. Sunt veșnic pe drumuri, uite așa cum sunt sigură, cobor dintr-un avion, m-a așteptat cineva care este străin și cu care trebuie să fiu drăguță, să zâmbesc. Am coborât din mașină, m-ai așteptat tu. Ai pierdut atâta timp și atâta vreme ca să poți să fii alături de mine și atunci trebuie să-ți zâmbesc și trebuie să te primesc cu toată căldura. Poate că în sufletul meu de foarte multe ori sunt singură. Dar e prețul pe care trebuie să-l plătesc. Până la urmă, fiecare dintre noi plătim un preț, văzut sau nevăzut. Eu mă bucur că deocamdată, mulțumesc lui Dumnezeu, doar ăsta este prețul pe care îl plătesc pentru atâta dragoste cu cât sunt înconjurată. Care este relația ta cu Doamne, Doamne? Foarte bună, foarte bună și tot din educație. Nu mă culc niciodată fără să mă închin și să spun Tatăl nostru. Nu există moment în care să-mi amintesc de băiatul meu și să nu zic și să nu mă rog, Doamne, luminează-i calea și sufletul, dă-i putere, dă-i liniște, dă-i noroc. Nu m-am rugat în viața mea la Dumnezeu să-i dea bani. Dacă aș putea să trăiesc fără bani, aș face-o cu cea mai mare bucurie. Nu se poate, din păcate. Și atunci, cred că relația mea cu spiritualitatea este la un nivel, dacă vrei, care mă motivează. Îmi spui că sunt un om puternic și că ți s-a părut ție că ori de câte ori mi-am propus ceva, a fost imposibil să nu am. Nu întotdeauna a fost așa. Dar am observat că dacă mi-am dorit lucruri demne, lucruri de bun simț, lucruri moderate, fie împliniri materiale, fie împliniri spirituale, până la urmă le-am avut. Foarte greu. Foarte, foarte greu. Dar le-am avut. Și întotdeauna mi-am spus că Dumnezeu a vrut să fie așa pentru că trebuie să prețuiesc ce capăt. Și am căutat ca și băiatul meu să priceapă că tot ce dobândim prin muncă e mult mai valoros decât ce dobândim primind cadou, să zicem așa.
Înțeleg că până la urmă crezi în legea efectului bumerang. Dăruiești întotdeauna doar ceea ce te aștepți să primești sau se întâmplă să mai greșești câteodată? Greșesc de multe ori și să știi că am un mare defect. Iert, dar nu uit. Și asta nu este o iertare deplină. Nu. Viața m-a învățat lucrul acesta. Și nu fac decât să-mi adâncesc și propria rană și să mă îndepărtez de cel de lângă mine, indiferent de ce relație este. E foarte important atunci când spui, când hotărăști să-l ierți pe cel de lângă tine și să-i mai dai o șansă, să și uiți ce ți-a făcut și pentru ce l-ai iertat. Este foarte important. Încerc să învăț lecția asta și sper ca până la urmă, pentru că, să știi, pe mine viața m-a domolit cu lecții bune și majore. M-a învățat să plec fruntea și să tac de multe ori. Și nu pentru că mi s-a impus, ci pentru că am înțeles că așa trebuie. Și asta e foarte important. Sper să învăț și lecția asta. Să uit și să iert. Nu să iert fără să uit. Pentru că este o iertare pe jumătate. Și nu este o iertare până la urmă. Ai învățat, ai fost pusă în situația de a învăța despre smerenie? De multe ori. De multe ori. Și cei din jurul meu, și ai mei acasă. Întotdeauna i-am rugat și le-am spus, nu mi-aduceți vorbe de laudă dacă voi nu credeți în ele. Nu faceți altceva decât să mă îndreptați către un drum greșit. Mai bine să-mi spuneți adevărul și eu să văd lucrurile astea și să le analizez. Da, smerenia e minunată dacă o simți într-adevăr. E important să-ți dorești să ajungi într-un anumit punct și faci tot ce poți ca să ajungi într-acolo și e important să perseverezi. Poți ajunge să ai succes de unul singur dacă nu ai susținerea celor din jurul tău, dacă nu știu cum să spun, să lucrezi în echipă, la asta mă refer. Niciodată. Succesul nu-l obții de unul singur, niciodată. Nu cred în persoanele care spun, eu am făcut, eu sunt, numai eu știu, numai eu pot. Nu. Niciodată. Este încă o lecție pe care mi-a dat-o viața și pe care am învățat-o foarte bine. Să cer ajutor, să întreb în jurul meu, să mă uit, să învăț de la cei din jurul meu. Fiecare om are să dăruiască ceva. Sentimente, atitudine, experiență, gânduri frumoase. De la fiecare trebuie să înveți ceva. Pe fiecare trebuie să-l privești și să încerci să-i vezi latura bună, ce ai de luat bun de acolo. Și să lași latura aia pe care fiecare dintre noi o avem. Nici eu nu sunt perfectă, am atâtea lucruri rele. Am încercat, conștientizându-le la rândul meu, să le diminuez un pic în ochii oamenilor. Același lucru am făcut și eu. Niciodată n-am fost omul care să spun numai eu știu, numai eu fac sau asta mi se datorează numai mie. Întotdeauna am avut de învățat, întotdeauna cred că am avut intuiție, am avut flair și am știut să profit de momente. Au fost oameni în jurul meu de care m-am, cum să spun eu, m-am agățat ca de un colac de salvare, dacă vrei. Și am zis, sunt convins-o că să mă ducă către bine. Trebuie să mă apropii, trebuie să-l ascult, trebuie să... Și aici este smerenie. Când ai capacitatea de a vedea că lângă tine există un om superior în gândire, poate nu neapărat social, dar îți este superior în gândire, pentru că are mai multă experiență, trebuie să fii smerit, trebuie să-l asculți, trebuie să vezi calitatea asta în el. Ai de învățat și de câștigat. Care este cea mai mare minciună care s-a spus despre tine? S-au spus multe minciuni, dar atunci când devii o persoană cunoscută, pentru că eu detest termenul acela, persoană publică,
E ca și când ai fi folosit de toți. Eu nu consider că sunt folosită. Consider că dăruiesc ceva ce, la rândul meu, am primit de la Dumnezeu. S-au spus multe, dar sunt prețuri pe care, așa cum îți spuneam, trebuie să le plătesc. Și am căutat să fiu docilă, să fiu înțelegătoare și să las lucrurile, nu știu, ca oamenii să le priceapă de la sine, din comportamentul meu, din ce se întâmplă cu viața mea. Până la urmă, dreptul lor major asupra mea este dreptul profesional. Și cred eu că aș mai fi, nu știu, dacă vrei, aș mai putea fi judecată de societate dacă n-aș fi o mamă bună. Dacă nu m-aș strădui din răsputeri ca băiatul meu să fie mâine poi mine un om capabil, un om care la rândul lui să aibă o familie frumoasă, cu bune și cu rele, așa cum este și familia din care vine el. Cu ce te-a îmbogățit în plus faptul că lucrezi în televiziune? Ce ți-a adus televiziunea în plus față de ce aveai? Înțelepciunea din partea cealaltă. Adică, până acum eram invitată. Eram cea care pășeam într-o emisiune și vedeam doar partea din față. Acum lucrez într-o echipă cu oameni tineri, frumoși și capabili, care m-au ajutat și m-au învățat multe lucruri. Dacă vrei, televiziunea m-a cizelat, m-a înnobilat și probabil că asta a fost încă un plan pe care Dumnezeu l-a avut cu mine. Eram o persoană destul de introvertită, dacă vrei, în muzica populară. O persoană un picuț neînțeleasă de cei din jur, pentru că aveam așa o exuberanță și o veselie care era molipsitoare, dar care nu era înțeleasă cum trebuie la un moment dat. În momentul în care am devenit prezentatorul acestei emisiuni, care pentru mine a însemnat o lecție de viață, e o emisiune interactivă, o emisiune în care totul se întâmplă cu o discuție, într-o discuție liberă, și atunci trebuie să ai reacții, trebuie să fii spontan, trebuie să ai răbdare, trebuie să încerci să înțelegi pe cei din jurul tău și să fii detașat de problemele lor. Nu ai voie să-i judeci, trebuie doar să-i ajuți. Lucrurile astea au contribuit, dacă vrei, la întregirea mea profesională. Există ceva anume pe care ai dorit să-l faci din punct de vedere profesional până acest moment? Eu știu, un proiect, un duet, orice care e legat de cântec și nu l-ai făcut, sau consider că ai ajuns într-un punct în care ți-ai cam împlinit toate visele? Nu. Când îmi mai ai vise, nu știu, pentru ce mai trăiești. Nu, vise sunt multe și eu sper să mă țină Dumnezeu sănătoasă și să le împlinesc. Dar viața mă canalizează un pic altfel, cu alte gânduri, acum cu alte dorințe, mult mai bine conturate, mult mai mature, mult mai serioase, dacă vrei. Visez la multe lucruri. Mi-aș dori un muzeu, dar un muzeu, dacă vrei, o casă adusă din Mehedinț în Muzeul Satului din București, cu costume pe care eu le-am strâns pe parcursul timpului, cu obiecte meșteșugărești, cu o grămadă de lucruri. Visez la foarte multe lucruri. Mi-aș dori o școală pentru tineri, o școală în care să nu mai aud despre canto popular, pentru că nu poate să existe așa ceva. E total greșit. O școală în care copiii să înțeleagă
ce înseamnă folclorul, ce înseamnă o culegere a unui text popular, ce înseamnă plagiat în folclor. Sunt lucruri grave care se întâmplă în societatea noastră, legate strict de tradiție populară, de cântec popular, pe care nu le controlează nimeni pentru că pentru că există ignoranță, lipsă de cunoaștere. Și atunci copiii merg pe drumuri greșite. Multe îmi doresc, dar eu știu clar că Dumnezeu are gândurile Lui cu mine și dacă va considera că sunt eu la rândul meu pregătită pentru așa chestiuni mărețe, va face ce trebuie. Îmi doresc ca folclorul să intre în școală ca și obiect de studiu. Îmi doresc foarte multe pentru că nu e de ajuns să cânti. Ți-am spus, asta este, o să treacă și o să vină ceilalți în urma mea. Și dacă eu nu le pregătesc drumul așa cum mama mea mi l-a pregătit, și dacă nu le arăt ce este greșit și ce este bine, nu neapărat trăgându-i de mânecă cum a făcut mama, ci făcând eu anumite lucruri ca ei să poată beneficia de ele, atunci nu m-am împlinit cum trebuie. Proiectul legat de apa îmbuteliată din zona ta mai e valabil? Se materializează? Da, se va materializa încet, încet. Asta este o chestiune de business pe care eu am plănuit-o pentru băiatul meu, în primul rând, pentru că mi-am dorit să facă școală, să aibă o educație și după aceea să se întoarcă cu această educație și să fie de folos societății lui de aici, din România. Să fie un bun român și nu să risipească tot ce am investit eu în el în altă parte. Da, de 3 ani muncesc la acest proiect. Lucrurile sunt greu de conturat pentru că sunt multe formalități, pe noi birocrația ne omoară și am întâmpinat multe greutăți. Să sperăm că anul acesta, până în toamnă, fabrica de apă plată se va deschide și dacă nimic altceva nu va avea, eu știu, legătură cu mine, îmi va purta pseudonimul, dacă vrei. Lina se va numi. Succes de acum! Și probabil că cei care vor sorbi din acea apă vor sorbi o parte și din, nu știu, farmecul, dacă pot să spun așa, talentului tău și al cântecului tău. Poate că da, poate că se vor gândi și la mine, dar aș vrea să se gândească în primul rând la Munții Mehedințului, pentru că apa de acolo vine, de la Izverna, este o apă gustoasă și o apă de care nu se vor mai putea lipsi, pentru că cred eu că e o apă bună de băut și de iubit după aceea. Dacă ar fi să-ți numeri binecuvântările, știm foarte clar și știu răspunsul de pe acum cine e pe primul loc. Cu siguranță că ai fost binecuvântată în această viață cu foarte multe alte daruri. Care ar fi acestea? Păi, vezi, binecuvântările astea pleacă și se închid așa într-un cerc, dacă vrei. Am fost binecuvântată, așa cum îți spuneam, cu 2 părinți care s-au iubit extraordinar. Și din dragostea lor am ieșit eu și cred că asta este o binecuvântare. Am fost binecuvântată cu 2 bunici care m-au crescut așa de frumos, cu o familie numeroasă, cu unchiul meu, mătușa mea, care nu mai este, Dumnezeu să o ierte, cu verișorii mei, cu toată familia mea. Am fost binecuvântată cu un soț bun și înțelegător, și tandru, și atent, și răbdător, pentru că este foarte, foarte important ca în profesia noastră să avem alături oameni care să ne tolereze foarte mult. Oboseala, drumurile, singurătatea, veșnica viață pe care o duci între oameni care te încarcă diferit, cu energii pozitive și negative și tu te încarci cu toate vorbele lor și cu toate trăirile lor. Toate lucrurile astea te împovărează și te îngenunche la un moment dat. Dacă n-ai alături un om care să te primească cu liniște
Și cu înțelegere și cu zâmbetul pe buze, nu cred că reușești. Cred că clachezi. Deși întrebarea pe care ți-o voi adresa, mai adresat-o cuiva, nu pot să rezist tentației. Crezi că un soț poate fi totuna cu sufletul pereche? Așa ar trebui să fie. Depinde ce înseamnă pentru tine suflet pereche. Depinde la ce te raportezi. Eu cred că căsnicia și viața trăită în fiecare zi nu are nicio legătură cu pasiunea. Poate este revoltător ce spun acum, dar asta este părerea mea. O căsnicie se leagă și înflorește datorită unei iubiri. Se materializează, dacă vrei, cu copiii. Și se încununează cu sentimentul de respect. Acestea sunt căsniciile trainice, căsniciile care durează. Cei care pornesc de la sentimentul de iubire și caută veșnic pasiunea din iubirea aceea de la început, aceea clachează. Pentru că ea se diminuează în timp și se transformă în altceva. Trebuie să cauți și să vezi în ce se transformă și nu să rămâi camponat de un început care s-a dus încet, încet și merge către un final. Un final care, așa cum îți spuneam eu adineauri, te conturează frumos cu nepoți, cu strănepoți, dacă Dumnezeu e bun cu tine și îți dă o viață lungă și frumoasă. Ești optimistă în ceea ce privește viitorul folclorului românesc, având în vedere orientarea care există acum vis-a-vis de text și cu siguranță înțelegi perfect ceea ce te întreb? Da, sunt foarte optimistă și am să-ți spun de ce. Pentru că există tineri foarte buni, tineri care știu să aleagă un text și știu să se raporteze la o linie melodică din zona din care vin. Pentru că există tineri care fac diferența între chici și cântecul popular adevărat și, atenție, nu folclor. Pentru că în ziua de astăzi folclor mai puțin. Există cântec popular, este cu totul altceva. Sunt tineri care au grijă de ținuta lor, de costumul popular. Sunt tineri care cunosc tradițiile din zona din care vin. Vorbesc în graiul zonei din care vin, dacă există grai în zona lor. Da, sunt optimistă, foarte optimistă. Există și tineri care se complac în a plăti și a apărea la televizor, pentru că acum televiziunile oferă această șansă, dar să fie foarte atenți. Notorietatea nu este același lucru cu valoarea. Dacă vrei, să-ți dau și un exemplu foarte clar. Sunt Ziana Buruian. Este o fată cu o notorietate, cred eu, mult mai mare decât a unui ziarist. Spune-mi și mie cine va rămâne peste vreo 5 sau 10 ani. Eu nu cred că notorietatea ei, ci acel jurnalist care a avut, a scris câteva articole sau poate a scris o carte, e cu totul altceva. Tinerii sunt tentați să-și dorească notorietate, să fie foarte atenți. Pășesc pe un drum greșit și nu vor face niciodată nimic. Notorietatea e bună când vine după valoare și nu înaintea valorii. În acest sens, emisiunile de cântec popular n-ar trebui să facă educație, să existe o preocupare mai mare, nu doar prin a difuza. Ca emisiunile televizate să facă acest lucru, ar trebui să aibă oameni care să se raporteze strict la valoarea cântecului popular, la cultura populară. Ori cei care fac aceste emisiuni se raportează la rating, da? Și nu la valoarea a ce transmit,
n-are importanță. Haide cu toții să venim acolo, o grămadă, și să, eu știu, să mergem pe bicicletă în costum popular, să, nu știu, să facem genoflexiuni în costum popular. Eu cred că este cel mai urât lucru pe care pot să-l facă tinerii. Trebuie să fie foarte atenți. Costumul popular este o ținută regală, dacă vrei. M-am uitat de foarte multe ori la fetele care cântă muzică ușoară și care, fiind prezentă eu în emisiuni, s-au îmbrăcat în costum popular. Deși într-o rochie sau într-un blug sau într-un pantalon aveau o ținută impecabilă, dreaptă, frumoasă, cu un mers minunat, în costumul popular, să mă ierte, pentru că până la urmă nu particularizez, erau șlampede. Costumul popular trebuie să știi să-l porți. Trebuie să ai o ținută pe care nu o poate avea oricine, și ca atare trebuie să-l respecti. Dacă ar fi să dai o definiție vieții în câteva cuvinte, care ar fi acela care ți-ar veni acum așa instant în minte? Viața înseamnă obligatoriu iubire. De toate felurile. Iubirea față de tine, față de părinții tăi, față de cei dragi, de copii, de prieteni, de rude, de cunoștință, de profesie, de absolut tot ce faci. Asta înseamnă viața după mine. Iubire. Și doar iubire. Crezi că dacă nu te poți iubi pe tine, poți dărui iubire celor din jurul tău? Poate că există momente în care nu te mai iubești. Pentru că te învinovățești de anumite lucruri. Pentru că viața te rănește. Și ai senzația că nu mai există nicio șansă pentru tine. Nu e adevărat. O să vezi că dacă ești atent în jurul tău, cei apropiați sau dimpotrivă un străin te va învăța să te iubești iarăși. Îți va arăta că ai o calitate pe care el o prețuiește. Și atunci sentimentul de iubire renaște. Tocmai de aceea cred eu că esența vieții este iubirea. Nu mai vreau să te rețin, pentru că oricum ești în criză de timp, și îți mulțumesc încă o dată că ți-ai făcut timp pentru noi. Ce să spun, îți mulțumesc cu tot sufletul, că și mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă după atâta timp, deși timpul te presează, și îți doresc numai bine și succese nemăsurate, pentru că le meriți. Îți mulțumesc din suflet și eu îți doresc ție împlinire sufletească și îți mai doresc ceva. Să dea Dumnezeu să ajungi soacră mare și să ai nepoți care să-ți moștenească ochișorii. Și să mă chem pe mine și la nuntă și la botez să-ți cânt. Doamne ajută! Aproape că n-am știut, ei, dar când văd copiii mei și ce-am făcut pentru ei, îmi dau seama că am muncit și degeaba n-am trăit. Ei, dar când văd copiii mei și ce-am făcut pentru ei, îmi dau seama că am muncit și degeaba n-am trăit. Am trecut prin zile grele, dar eu cu mâinile mele pe toate le-am descurcat. Pentru copii am luptat. Viața frumoasă și inima în mine crește, că nimic nu le lipsește. Ei, mai mult drum mi-a fost casă, să le fac viața frumoasă și inima în mine crește, că nimic nu le lipsește.
că-am trudit atâția ani să fac averi, să adun bani. Ei, copii, poate mi-or crede că-ți munca mea se vede și n-am avut ajutor așa cum le-am dat eu lor. Ei, copii, poate mi-or crede că-ți munca mea se vede și n-am avut ajutor așa cum le-am dat eu lor. Niculina îi place să glumească adesea spunând despre ea că esențele fine se păstrează în flacoane mici și tot ea ne amintește prin tot ceea ce face că atunci când are dor de înălțimi, o pasăre cântătoare zboară singură. Eu aș mai avea de adăugat doar atât. Nu frumusețea hotărăște pe cine iubim, ci iubirea hotărăște pe cine considerăm frumos.